Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Minecraft Survival, dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like. Evident, dacă mă susțineți și vreți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul anterior de Survival, iar astăzi am zis să revin cu unul nou. Hai să vedem ce o să fac în acest episod și dacă o să mă descurc, bineînțeles. Hai să vă spun puțin ce voi face în primul și în primul rând. Ei bine, m-am decis să construiesc o fântână în fața casei, pentru că, na, tradiția noastră din toate sezoanele de Survival, pe Craft. Hai să și mănânc pentru că mi-a scăzut hungerul. O să încerc să fac o fântână, după care o să mă apuc să mai adaug ceva chestii pe lângă casă, nu știu, încă nu m-am gândit. Și vreau să vă fac un mic anunț. E bine, seria de survival pe Craft o să o las cu abonații, bineînțeles, o să intrați și voi în această serie, o să vă dau pusă alou la să aveți și voi acces la casă, să aveți și voi practic acces la toate comenzile la casă. Să trăiască de fiecare dată să spar protecția, să aveți și voi acces la chesturi și toate cele. Eu o să încep o nouă serie pe Playcraft, bineînțeles, alături de o persoană, iar seria cu abonații, gen pe Deepcraft, o să o las în livestream-ul. Deci în fiecare livestream o să jucăm cu abonații. Livestream o să fim tot, o să fiu livestream tot de la 2 zile și o să fie super, super tare. 2 secunde să verific dacă filmează și OBS-ul. Perfect, hai să mă apuc. Doar că în primul și în primul rând vreau să fac rapid un chest, pentru că am inventarul full, după cum bine vedeți, și dacă ne uităm, bă, la ambele chesturi sunt full, amândouă. Ok, ia să mergem la crafting. Punem aici, pac, pac, și să facem rapid un chest. Ar fi trei, două, normal că nu o să-mi ajungă. Punem aici, perfect. Și hai să punem toate chestiile pâine, gen semințele o să las ca să pot să fac pâine. Uite, am și XP, pot să-mi... și cărți am, nice. O să ne, poate ne încentăm și în acest episod, doar că nu am level necesar, aia e chestia. Probabil că în episodul următor, că o să mai postez încă câteva episoade pe DeepCraft. Doar că, na, practic în fiecare livestream o să jucăm, o să fie super, super tare. Sper să vă placă și vouă. Ok, 5 pâini. Bine, va trebui să mă duc să culeg și pâinea. Adică semințele, doamne, tot cu pâinea, nu știu ce am. Și să vedem dacă și la acest episod vom putea strânge suma de 45 de like-uri sau poate chiar 50, dacă vreți să postez cât mai multe episoade. Da, și o să fie o serie de surpriză sau poate o să începem tot pe Discord, nu știu, rămâne de văzut. Doar că, na, persoana respectivă nu prea joacă pe server non-premium și... Na, acum trebuie să-i respectăm cerința. O să fie o persoană destul de specială, trebuie să recunosc. Ok, perfect. Și facem rapid aici încă 11 pâini. Și avem mâncare foarte multă. Să pun și ghepărurile aici. Lăsăm doar mâncare. Ar trebui să și plantez. Acum am nevoie de niște săgeți în inventar și cobblestone în primul și în primul rând. La furnesul să vedem dacă am coal. Pentru că vreau să fac ceva stone. Să pun să se facă. Pac și pac. Ok. Uite, aici avem sticlă. Nice. Și aici mi se pare că mai avem iară sticlă, super, super tare. Gen, am pus în primul acela să se facă, mi-amintesc. LOL. Nice, eu vreau levelul. Bun, și chiar am văzut că prind foarte, foarte bine episoadele de survival la mine pe canal și sunt destul de mulți playere în momentul de față. E 15:41 când filmez eu, duminică. Gen, eu cred probabil că acest episod o să-l postez luni, adică mâine. La mine. Bun, hai să mă apuc să construiesc. Primul și primul rând să dau slash kit start. Să vedem start. Ia să vedem armură. Bun, avem stone bricks. Și să mai dăm slash kit daily. O să... Nu kit daily, doamne, kit bonus. Bonus. Am primit kitul bonus. Nice. Și avem foarte, foarte multe cuarțuri, ceea ce e super, super tare și pot să mă și să am și să fac și level foarte, foarte mult în momentul de față și poate ne încercăm în acest episod, nu știu, rămâne de văzut. Ok. Dar încă mai trebuie să fac rost de multe, multe chestii, obsidian, nu știu, mi se pare că nu am lavă, dar pot să fac rost, bineînțeles, de lavă. Momentan nu folosesc textura lui Zizandrei, adică default Eddie by Bag, pentru că mi se pare genială, după părerea mea, ținând cont că nu... De aici nu trebuie să folosiți la PvP. Bun, deci acum hai să luăm rapid ce mai avem pe aici. Lemn, nu știu dacă o să folosesc. Stone bricks, iarăși, și cam atât. Hai să punem chestiile astea în chest. Cam atât, nu? Aici avem cobblestone, pack și quartz. Perfect, hai să ne apucăm, fraților. O să o fac similară cu cea pe care am făcut-o în sezonul 1 și 2. Hai să punem cu stone bricks, doar că n-am vrea să o fac mai mare puțin. Și genunchi aș putea să o fac. Eu cred că în partea asta o să fac. Nu știu, văd că băieții aici, adică abonații au început o mină. Probabil că aici o să fac, că vreau să, gen, să dezvolt un oraș.
Am multe proiecte pe DeepCraft încă. Ok. Să vin așa, oare? Uite, am pus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Și acum venim așa. 1, 2, 3, 4. Nu? Cam așa ar trebui să vină. Ok, să și mănânc. Ia să dăm puțin fly. Eu am acces de la fly pentru că sunt YouTuber. Am gradul de YouTuber. Mamă, arată. Ba nu, ceva nu-i bine. Aici mai trebui să mai pun... hai să spargem. Să spargem și să punem aici. Perfect. Acum arată totul super, super frumos. Hai să-l dezactivăm că nu e frumos. Până la urmă, dacă jucăm... adică, dacă îl folosim, să-l folosim doar pentru cazuri speciale, nu? Mi se pare că aici o să pun... Așa, hai să spargem rapid. Și acum mai am încă 10. Acestea 10 aș putea să le pun gen așa. Așa. Nu știu, am eu ceva în minte să fac, dar rămâne de văzut dacă o să-mi iasă. Pac. Și mai am fix 5. Dacă o să pun una, 4. Pac. Și dacă ne urcăm aici, mai putem să punem în formă de gen de cruce. Ok, hai să nu pic. Perfect, și mai am încă 2. Gen în formă de cruce. Ok, și acum cu stone, cu, pardon, cu, doamne, cu quartzul, o să venim gen cam așa. Pac, pac. Dar nu o să-mi ajungă aia chestia, nu știu dacă o să termin în acest episod, pentru că n-am, trebuie foarte, foarte mult. Dar nu, gen aici pe unde am pus multe, o să punem, nu știu ce să pun. Am înțeles. Gen aici, nu, așa. Hai să-l iau rapid. Ce să punem noi? Să punem cap? Nu, să punem lemn, oare? Ar arăta mai frumos cu lemn. Să venim așa. Și mai punem unul. Cât am pus? 1, 2, 3, 4, 5. Stați 2 secunde. Ok, și bine, e bine. Pac, pac. Și aici venim, să venim noi cumva, gen așa. Perfect. Mai am încă 22. După care așa. Ia așa, perfect, și aici iarăși, sau să spargem gen aici, nu? Și să venim noi cu lemn. Lemn de al nostru. Perfect, dacă auzi ceva sunete, fraților, îmi cer mii de scuze. 2 secunde și venim noi așa și așa. Nice, ce tare arată. Hai să dăm flyer rapid. Ia să vedem dacă e ok, e ok, 7 minute. Mamă, dar chiar arată tare-i. Aici ceva nu-i bine, văd că. Ceva nu ne-am încadrat noi bine. Așa, acum e bine? 2 secunde. Aici nu e bine. Gen, trebuia să vin eu așa. 2 secunde, fraților. Mix. Ok, fraților, hai că am revenit. Gen, a trebuit să pun eu o chestie. Și aici mi se pare că nu cred că e bine. Trebuie să vin eu cumva, gen, așa. Hai să vedem. Dar nu e bine, frate. Și aici dacă spargem noi rapid și venim noi pac și pac, oare așa e bine? În fine, nu-i prea similar, dar măcar am încercat. 4 și aici 4. Deci aici e bine. Aici ar mai fi trebuit să venim cu un rând, aia e chestia. Deci să fi venit cu un rând așa. Trebuie să spargem noi rapid aici, că nu e bine ceva. Decât să nu fie bine, mai bine să remediem. Și aici atunci să venim noi așa. Pac, acum cred că o să fie bine. Nu mă lasă. Perfect. Hai să spargem rapid. Și așa o să vină, nu? Perfect. 3, e bine. Partea... Da, e bine. Fix bine e. Să vină... Unde le-am? Uite, aici 22, frate, ești nebun. Dacă 3, o să punem aici atunci. Așa. Și să mergem noi pe aici. În fine, nu prea contează că o să o remediez eu la urmă. Și acum să vedem ce mai avem. Avem ceva cobblestone. O să punem pe jos cobblestone. Mi se pare că n-am luat lopată. O să mă duc în curând. Și gen, dacă tot am sticlă. Uite, să punem și ceva sticlă gen aici. Perfect. Ia să vedem. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Perfect.
Nice, nice, nice. Și o să jucăm și în live stream-ul, fraților, cu voi, o să fie super, super tare. Ceva nu-i bine, clar că se vede. Și cred că mi-am dat seama aici, la partea asta nu e bine. Ia să vedem cum am venit la partea asta. Gen până aici, ok, nu? Acolo eu sunt, câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 2, 4, 5, ok. Și am venit așa, 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 așa. Bun. Acum e ok, dar totuși sunt două aici, frate. Ceva nu-i bine. A, cred că am greșit eu. Ia să vedem așa. E ok, e mai bine așa. Hai că mai ok așa, uite, arată mai bine. Ok, perfect. Și aici iarăși nu e bine. Din câte văd. Și spargem noi, cred că partea asta, asta și asta. Și venim noi așa. Și spargem noi. Nu, aici, aici, aici. Perfect, aici sunt 3 și aici sunt 3. Perfect, cam așa arată, super, super tare, după părerea mea. Bun, și acum hai să mă duc rapid la slash, mă dau să dau slash home rapid și să mă duc să... Sper că am activat microfonul, da, e tot e ok. Nice. Ne filmăm de 11 minute deja și să mă duc rapid în chest-uri și să-mi iau... uite, avem stone, mi se pare, uite, 52 de bucăți de stone, frate, ești nebun. Hai să punem toate chestiile inutile în inventar. Aolo, lag, laghi, laghi, laghi. Uite așa. Perfect. Și o să punem probabil stăm pe jos și să iau și lopata, dar uite aici. Aici. Ia să vedem cum arată. Antena arată destul de ok. Nu e urâtă, nu putem zice că e urâtă. Nici prea frumoasă nu e, dar ne-am chinuit puțin, trebuie să recunosc. Acum să vedem cum mergem. Fântâna arteziană. Aici, aici. Punem aici un bloc. Aolo, dar ce-i cu lagul ăsta, frate? Nu spune că trebuie să intru din nou în Minecraft. Nu e ăla. Ar fi nasol până la urmă, nu? Până la urmă mă chinuie atâta să filmez și pentru ce să iau totul de la capăt. Și o să încep foarte multe proiecte noi pe server. Vreau să populez foarte mult DeepCraft-ul pentru că e un server la care țin foarte mult și apreciez toată munca pe care o depun băieții. Și chiar merită să aibă cât mai mulți playeri. Ok. Ok. Perfect. Și eu joc foarte mult pe DeepCraft, asta am și primit gradul de YouTuber pentru că, na. Până la urmă, e un server super, super tare. Și joc foarte mult pe el, după cum am spus. Văd că am pus și câteva blocuri în apă, da, dar asta e. Asta e partea a doua, cum ziceam eu. Nice, cam așa arată și acum să vedem unde va fi mijlocul. Cred că aici e mijlocul, fraților. Asta e mijlocul, cred. Bun, și cu genul să punem ceva... Așa... Cam așa va veni. Ok. Mai avem 14. Oare dacă mai putem pune... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aaaa, ce păcat. 4, 1, 2 și mai avem 2, dar rip. Nu știu, oare le-am pus în chesturi? Hai să mă duc rapid acasă să vedem ce am făcut cu... Că mai aveam 2, mi se pare. Uite, 1 e aici și cam atâta. Nu și ai cu 2, ai cu 2. Ah, păcat. Păcat, acum măcar contează gestul. Și mai punem, mai, na, nu se vadă așa tare. Sau hai să luăm nou totuși, dacă tot să arate frumos. Că poate le mai folosesc la ceva, aolo. Ce mă enervează obiesul ăsta. E de căcă. Ia să vedem, mă văd bine, mă văd bine. Bun, cam așa arată, pentru un moment. Și în vârf o să le pun acestea. 1, 2, 3. Perfect, și acum gen să punem ceva. Hai să punem gen, să continuăm cu stone.
Dacă tot am pus stone pe jos, ar arăta frumos. Perfect. Perfect. Hai să spargem rapid. Și punem și pe partea, uite, mai trebuie un aici. Ok, și aici. Perfect. Și să mai punem așa, așa, așa și așa. Nice, cât de tare arată. Acum va trebui să mergem să facem o găleată și să luăm apă. Avem foarte, foarte mult iron. O să merg și eu în căutare de lavă. Mi se pare că... O, ce m-a speriat că e un player, frate. De n-am pus încă protecția. S-am pus, mi se pare că am pus. Nu știu exact, pentru că nu am chef de grifuri. Trebuie iron, uite, uite aici. Să punem în chest toate chestiile inutile. Deși, măcar diamondurile, dacă le-aș putea pune. Hai să punem aici așa. Uite, căulul punem aici, să zicem. Îl punem aici, perfect. Hai să luăm și stone-ul. Pac, și aici mai avem ceva stone. Nice. Avem foarte mult stone. Și să mă duc rapid la crafting table și să fac... Ok, trei găleți. Mamă, vine și sărăcăie. Hai să luăm rapid niște apă. Ok, trei găleți cu apă. Ca să mai reglăm și... Respect sau sal. Și respect. Nice. Mamă, arată tare, nu glumă. Dar că va trebui să mai pun și pe câteva părți, m-am spus eu. Ok, și să punem și pe partea asta. Să arate frumos și acum va trebui să mai punem și aici. Wow, ce tare arată, ești nebun? Uite aici, în partea asta mai trebuie să punem. Mamă, chiar e cea mai frumoasă fântână pe care am făcut-o până în momentul de față. Ești nebună, chiar arată tare, nu glumă. Puțin vârful cred că ar mai fi trebuit, dar arată genial. Băi, fraților, cam asta a fost episodul de survival. Sper că v-a plăcut. În câteva minute am reușit să termin fântâna, 16 minute, aproape 17 minute. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem în episodul următor. Deci, ciao!